văzându-te ca foame, cu glasul de s-a strigat către vânsa, zicând, bucură-te pe cuvântul tău, bucură-te privirea blanților, bucură-te că din tine Dumnezeu s-a întrupat. Bucură-te al mirului lui Hristos, cinstită, dar tu-i curat, vedente și putere. Bucură-te că acasul ești minunat în lucitoare, bucură-te că și drag pe voi ești drag de vindecătoare. Bucură-te că ai lumii întregi, ești ajutor și mijlocire. Bucură-te că sunt doar slavă Sfintei, cele de-o ființă făcătoare și nedespărțitei trăim, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Mai departe.
Sfântă de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre. Pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vicar. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toate Domnului că ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru pacea toată lumea, bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici și unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce cu bună credință intră să roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru Iachim, pentru cinstita preoțime și în Hristos deaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru binefădincioșul popor român de pretutindeni, pentru conducătorițele noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarele Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, sunt locașul acesta, pentru țara aceasta, pentru toate orașele și satele, pentru cei care vețuiesc întrețele, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se simțească aba aceasta cu lucrarea și cu bucurirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se pogoare peste apa aceasta lucrarea cea curățitoare a trimii cele mai presus de fire, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie apa aceasta dământuitoarea sufletelor și a trupurilor noastre și izgonitoarea de dăvâderea cea potrivnică, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să îi se trimite harul izbăvirii și binecuvântarea Danului, Domnului să ne rugăm. Pentru toți care au trebuință de ajutor și folosință de la Dumnezeu, Domnului să ne rugăm. Pentru ca Domnul Dumnezeu nostru să ne arate pe noi fii și moștenitori ai împărăției sale, prin gustarea și stropirea cu apa aceasta, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apăre, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, preasfânta, curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Dumnezeu, miluiește!
pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din cer trimite harul Dătătorului de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Din cer trimite harul Dătătorului de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Din cer trimite harul Dădătorului de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Dumnezeule cel mare, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, singurul care face nimeni fără de număr, pe care văzându-te apele s-au temut, s-au tulburat adâncurile și mulțimea vuietului apelor, al cărui umblete se în mare și cărările în ape multe și pașii tăi nu se cunosc, care prin botezul unii a născut fiului tău celui întrupat și privinirea prea Sfântului Duh asupra lui în chip de porumbel, și prin glasul tău cel părintesc ai sfințit curgerilor de anul pe tine acum cu minunții te rugăm și cu stăruință cerem noi nevrâncerovii tăi. Trimite harul prea Sfântului tău Dumn peste apa aceasta pe care o sfințește și cu cerească ta binecuvântarea binecuvântează-o, curățește-o și îi dăruiește harul și o binecuvântare Iordanului și puterea care curățește toată întâlnăciunea și care vindecă toată neputința și aruncă demonii și toate uneltirile și cursele lor. Iar cu venirea și cu lucrarea și cu harul Preasfântului Dumn, arată-o a fi tuturor robilor tăi, care cu credință o vorbea, o vor lua, se vor stropi cu ea, să le fie spre iertare păcatului, spre depătarea pătimirilor, spre alungarea tot răului, spre înmulțirea virtuților, vindecarea bolilor, spre sfințirea și binecuvântarea caselor, precum și a tinerilor și copiilor care încep anul școlar, spre dobândirea harului tău și spre izbăvirea de tot, de orice lucru rău. Că tu ești cel care binecuvintezi toate, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor! Capetele noastre Domnului să le plecăm. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă, mulțumire, închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Celui potrivit dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Miruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivit dăruiește. Crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Miluință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu
Doamne Dumnezeul nostru, care cu chipul Tău ne-ai cinstit pe noi oameni și ne-ai îmbrăcat cu voie de sine stăpânitoare, cel care a intrat în biserică la jumătățirea praznicului și a învățat pe oameni încât se mirau popoarele și ziceau, de unde știa acesta Scriptura nefiind învățat? Și David grăiește, veniți fiilor, ascultați-mă pe mine și vă voi învăța pe voi frica Domnului. Cel care a învățat pe Solomon înțelepciunea Dumnezeului al tuturor, cuvântul împărate deschide sufletul și inima, gura și mintea copiilor și tuturor școlarilor noștri care sunt de față și cei pentru care ne rugăm, ca să priceapă să învețe să facă voia Ta. Și ferește de toată ispitirea cea diavolească, păzește-i în toate zilele vieții lor, făcându-i să sporească totdeauna în toate poruncile Tale, pentru rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Ierar Nicolae, ocrotitorul acestui sfânt așezământ, cu rugăciunile cuvioase Maicei noastre Parascheva, cu rugăciunile Sfântului Binecredincios Ștefan cel Mare al Moldovei și a tuturor Sfinților Români, ale Sfinților Dumnezeieștilor Părinții Joachim și Ana și pe tuturor Sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce Te-ai sălășluit în inimile celor curate are celor 12 apostoli prin harul Preasfântului Duh, care s-a pogorât în chipul limbilor de foc și a deschis gurile lor de a început a grăi în alte limbi. Însuți, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, prin de același Duh Sfânt al Tău peste copiii acestea și pentru toți scolarii noștri și sădește în urechile, în inima lor Sfânta Scriptură, cea însuflețită de Tine prin puterea Preasfântului și de viață Făcător Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce Te-ai sălășuit și a iluminat inimile celor 12 bătrâni și ale tuturor Sfinților Ucenici și Apostoli, ale Sfinților Apostoli și Evangheliști Matei, Marcu, Luca și Ioan, Cel ce a învățat și a iluminat pe Sfântul Ștefan, întâiul mucenic, însuși acum, Doamne, luminează inima robilor Tăi, aceștia, elevii aceștia care sunt prezenți la săvârșirea acestei sfinte slujbe, acum în pragul unui început de an școlar, luminează-le, Doamne, mintea și inima, pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoare, Purura Fecioare Maria, cu puterea cinstită de viață Făcătoare Cruci, ale cinstitului măritului proroc înainte mergător și botezător Ioan, cu rugăciunile Sfinților Apostoli, ale Sfântului Apostol Matia, ale Sfinților Mucenici Agapie, Procofie și Filip și ale tuturor Sfinților, că Tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre. Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Tătătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru sănătatea și pentru mântuirea sa. Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, mai mari orașelor și satelor și pentru viitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru toți elevii și cadrele didactice care vor începe un nou an școlar, pentru luminarea minții, spor și ajutor, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește! Auzi-ne
ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor care sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Cântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al său hor, cu asta iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților, Slăviților, tuturor lăudaților apostoli, cu rugăciunile Sfântului Erar Nicolae, ocrotitorul acestui sfânt locaș, cu rugăciunile Sfintei Cuvioase Maicii noastre Parascheva și a Sfântului Cuvios Antipa de la Calapodești, ocrotitorii Sfintei noastre Eparhii, cu ale Sfinților, Dreptilor, Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Apărătoare, Doamne, pentru biruința, mulțumim. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Înalt preasfinția voastră, înalt preasfințite Părinte Joachim, stimate autorități centrale, județene și locale, preacucernici părinți, preacuvioase maici, dragi copii, iubiți credincioși, mulțumim Bunului Dumnezeu, cel întreime lăudat Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și Maicii sale cele preasfinte, că ne-a învrednicit ca și anul acesta să fim cu toții pelerini pe calea Sfinților. Mulțumind în felul acesta preasfinte Treim și Maicii Domnului și totodată mărturisind credința noastră sfântă ortodoxă.
Anul acesta, cu binecuvântarea părintelui nostru arhiepiscop, avem bucuria de a o cinsti pe Maica Domnului prin sfânta sa icoană făcătoare de minuni de la Mănăstirea Vatoped, Ctitorița, așa cum este ea cunoscută în limbajul nostru bisericesc, icoană sfântă care este cea mai cunoscută și renumită de altfel din Sfântul Munte și care a fost adusă de către însuși părintele Efrem, starețul mănăstirii, la Mănăstirea Diaconești, a fost adusă o copie a acestei sfinte icoane. Este o mare bucurie duhovnicească pentru noi toți și de aceea acum, în aceste clipe, suntem datori să mulțumim Domnului că ne învrednicește și revarsă asupra noastră acest har binecuvântat, această bucurie duhovnicească, această mângâiere pe care o aduce asupra noastră prin Maica sa cea sfântă. Anul acesta am avut bucuria ca, alături de acest odor de mare preț, să primim binecuvântarea din partea părintelui nostru arhiepiscop, să organizăm în mai multe locuri din protocopiatul nostru manifestări culturale, duhovnicești, în care mulți dintre credincioșii protoieriei noastre, alături de copiilor, s-au bucurat de binecuvântarea lui Dumnezeu și a sfinților, a căror sfinte moaște au fost aduse spre închinare, spre cinstire în bisericile pe unde am fost. Bucuria de astăzi însă este amplificată și de prezența alături de noi a părintelui nostru arhiepiscop, înalt preasfințitul Ioachim, prin care prezență ne arată încă o dată deopotrivă dragostea și grija părintească pe care o manifestă față de preoții protopopiatului nostru și față de credincioșii protopopiatului nostru. De aceea îi mulțumim pe această cale și îi suntem profund recunoscători. Procesiunea din seara aceasta, din această zi pe care dumneavoastră ați transformat-o într-o zi de mare sărbătoare prin participarea în chip numeros la acest moment și la acest popas duhovnicesc, face parte, sau dacă vreți, este punctul culminant din seria de manifestări pe care protoieria noastră le organizează în această perioadă sub genericul Zilele Cultural-Duhovnicești ale Protoieriei Moinești. În cadrul acestor manifestări se derulează programul, proiectul eparhial Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, proiect care se derulează de câțiva ani în arhiepiscopia noastră cu binecuvântarea și la inițiativa părintelui nostru arhiepiscop. Acest proiect eparhial, dragii mei, după cum probabil deja știți, este sprijinit sau are două componente esențiale, doi piloni de susținere, i-aș spune, și anume unul social-filantropic sau o componentă social-filantropică prin care se dorește atât cât putem prevenirea abandonului școlar și în acest sens, așa cum s-a întâmplat și în anii trecuți, sunt sprijiniți sau sprijinite, mai bine zis, acele familii nevoiașe cu posibilități materiale reduse care se văd în impas atunci când se apropie începutul de an școlar. Și anul acesta, prin parohiile noastre, sunt sprijiniți 104 copii, 104 tineri, sub diferite forme, de la rechizite școlare, îmbrăcăminte sau încălțăminte. Unul dintre aceste, unul dintre aceștia care vor fi ajutați, unul dintre aceștia tineri, elevi, este de fapt o tânără care a reușit la examenul de facultate de la medicină din cadrul Universității Grigore Tepopa din Iași și care a reușit pe locurile cu plată. Taxa foarte mare de 9.000 de lei, care este pe parcursul unui an întreg, 90 de milioane vechi, nu era cu putință a fi plătită de familia acestei tinere,
astfel încât, auzind de cazul ei, noi am reușit să putem să plătim această taxă, să-i asigurăm această taxă și în felul acesta, tânăra aceasta să poată să își continue, de fapt, viitorul, să intre la facultatea care și-a dorit-o atât de mult și mărturisea că în eventualitatea în care nu putea, nu găsea acești bani, era nevoită să meargă în Italia la frații ei să muncească împreună cu ei acolo. Deci este una din cele 104 persoane pe care noi anul acesta le sprijinim, așa cum vă spuneam, sub diferite forme, cu binecuvântarea Părintelui nostru Arhiepiscop. Iar cea de-a doua componentă, componenta aceasta prin care noi dorim să evidențiem performanța, excelența, ne aflăm la ediția a 7-a acestui program, acestui proiect și în fiecare an am oferit și oferim și anul acesta diploma de excelență și medalia de excelență celor care au încheiat anul școlar precedent cu media 10. Este un semn prin care biserica noastră dorește să promoveze, cum spuneam, performanța, dorește să încurajeze ca tinerii să fie cu aplecare spre carte, pentru că, așa cum spuneam și în anii trecuți, singura mare și, de fapt, cea mai importantă investiție și profitabilă din lumea aceasta este investiția în educație. Un popor care este educat, care are tineri educați, are tot viitorul înainte. De aceea, în seara aceasta, vom premia o serie din copiii care au terminat anul trecut cu media 10. Au fost anul acesta un număr de 164 la nivelul întregului protocopiat. Seara aceasta vom premia copiii din zona aceasta a Moineștiului și comunele învecinate spre partea estică, însemnând aici Ardeoani, Solonți și Măgirești. Un număr de 80 de copii vor fi premiați de către Înalt Preasfințitul, primind din partea Înalt Preasfinției sale diploma, cum vă spuneam, de excelență și medalia de excelență și, desigur, câteva rechizite și un plic cu bani pentru noul an școlar. De asemenea, vor fi premiați și doi olimpici naționali care au obținut anul trecut premii la anul acesta școlar la Olimpiada Națională de Religie și Biologie. Tuturor le adresăm felicitările noastre, îi felicităm atât pe ei cât și pe profesori și învățătorii care s-au ostenit pentru ca ei să aibă asemenea rezultate, dar nu în ultimul rând pe părinții care i-au născut și crescut și care sunt adeseori mereu în legătură cu școala și cu toți cei care sunt îndrituiți ca să fie educați așa cum ne dorim cu toții de altfel. În cele ce urmează am să îl invit pe edilul locului, pe domnul primar Valentin Vieru, să spună câteva cuvinte. Pe această cale aș dori să mulțumesc municipalității pentru implicarea în organizarea acestui eveniment, să mulțumesc conducerii poliției și jandarmeriei locale pentru aceeași implicare, aceeași dorință ca împreună cu noi să realizăm un proiect frumos de care să ne bucurăm cu toții. Domnule primar, vă rugăm să... Înalt Preasfinția voastră, Arhiepiscop Ioachim Băcăuanul, Arhiepiscop al Romanului și Bacăului, preacucernici părinți, stimate autorități centrale și locale, stimați credincioși, dați-mi voie în primul rând să mulțumim bunului Dumnezeu că am reușit și în acest an și ne-am vrednicit să avem din nou o icoană aici la Moinești, să venim în procesiune prin centrul orașului, să realizăm această procesiune numită Calea Sfinților. Nu puteam realiza acest lucru fără binecuvântarea Înalt Preasfinției sale, căruia vreau să-i mulțumesc. Și așa cum a promis acum 10 ani, când această procesiune pleca din cartierul Găzărie, de la biserica de acolo unde se construiește acum protocopiatul, ne-a promis că va fi de fiecare dată prezent aici la Moinești. Iată, s-a ținut de cuvânt și astăzi este aici în mijlocul nostru. Vă mulțumim, Înalt Preasfinția voastră. Dar să mulțumim și Părintelui Protopop, care este parte din acest eveniment, care spunea mai înainte că de 7 ediții acordă și aceste premii elevilor care
au nevoie de susținere pentru a merge și a urma cursurile școlilor. Mulțumim preacucernicilor părinți, mulțumim dumneavoastră tuturor, dar pentru că aici la catedrală se desfășoară acest eveniment în fiecare an, aș vrea să mulțumesc părintelui Parof Ciobanu, părintelui Anicolae și părintelui Ienea, care ne sunt gazdă în fiecare an și întotdeauna au fost o gazdă bună. De asemenea, aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor, pentru că fără dumneavoastră nu s-ar putea realiza aceasta. Și așa cum întotdeauna ați fost într-un număr mare, iată și astăzi ați răspuns prezent, ceea ce denotă că suntem o comunitate creștin-ortodoxă numeroasă, o comunitate ce crede în Dumnezeu și crezând în Dumnezeu, credem și noi cei de aici care putem realiza lucruri frumoase pentru comunitatea noastră, nu numai pentru municipiul Moinești, pentru întreg teritoriul pe care îl păstorește Protoieria Moinești și Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Dați-mi voie să urez succes copiilor care de luni încep noul an școlar, să urez succes și dumneavoastră în activitatea pe care o desfășurați zi de zi, să fiți prezenți în continuare la evenimentele desfășurate în această perioadă, în acest weekend, când sărbătorim pe 8 septembrie ziua Sfintei Maici Maria, protectarea petroliștilor. Și cum moineștenii în majoritate sunt petroliști, iată este ziua noastră a tuturor. Și de aceea am ținut să realizăm câteva evenimente la nivel local și de aia vreau să vă invit și mâine la un eveniment important aici la monumentul pe care l-am ridicat anul trecut la împlinirea 100 de ani de la Marea Unire, când va fi prezentă muzica militară și câteva plutoane de militari. Dar un eveniment deosebit pentru municipiul nostru este acela că domnul Procopie Ion, veteranul de război, președintele Asociației Veteranilor de Război, împlinește venerabila vârstă de 100 de ani. Mâine îl vom sărbători cu toții, vă aștept să fiți prezenți, să fim alături, să-i mulțumim pentru ceea ce a făcut pentru țara aceasta, pentru noi, pentru toți. Încă o dată mulțumesc tuturor, vă mai aștept de fiecare dată să ne ajute Dumnezeu, Doamne ajută! Să trăiți, domnul primar, mulțumim! Acum, în încheiere, înainte de a invita copiii pe care îi vom anunța să urce pe scenă, copiii premiați, îl rugăm pe înalt preasfinția sa, părintele nostru, arhiepiscop Ioachim, să ne adreseze cuvânt de binecuvântare la acest moment de mare bucurie duhovnicească. Preacucerice Părinte Protopop, preacucerici părinți frați într-un Hristos, sunt domnule ministru, domnule primar, domnule viceprimar, iubiți credincioși și credincioase, dragii mei prieteni, o zi însemnată din calendarul de suflet al moineștenilor, al acestor credincioși deosebiți pe care știți că sunteți iubiți și iubiți nu de noi, iubiți de Dumnezeu. Și pașii omului se îndreptează de la Domnul. De la Domnul se îndreptează pașii omului. Și nu-i așa? Astăzi toți ați făcut o faptă pozitivă pentru faptul că îngerii v-au numărat pașii din locul unde ați întâmpinat această icoană a Maicii Domnului și de acolo, mergând în procesiune până aici, e bine, iată că nimeni nu știe sau nu a făcut contabilitatea fiecărui pas pe care voi l-ați făcut urmând această icoană sfântă și urmând, de fapt, semnul Sfintei Cruci care a deschis calea, acea cale a împărăției, acea cale a mântuirii. Și dacă atunci când avem conștiința că mergem către să împlinim o faptă bună, atunci cu certitudine trebuie să înțelegeți că parcurgeți calea mântuirii pentru trecând prin limanul mântuirii, care de fapt este sfârșitul acestei vieți și începutul altei vieți în altă împărăție, care nu se mai aseamănă cu cea pe care am petrecut-o pe pământ. Felicităm în mod deosebit pe Părintele Protopop împreună cu preoții mei destoici, frații într-un Hristos, care sunteți rânduiți să vă desfășurați activitatea în parohiile din regiunea aceasta superbă, mioritică, a Ținutului Moineștiului, Comăineștiului și Dărmăneștilor. E bine, mă bucur de fiecare dată și, dragii mei, că să ne întâlnim în context de acestea importante, începutul anului bisericesc, începutul școlii, sfârșitul studiilor, începutul vacanței,
toate sunt puse sub semnul lui Dumnezeu și fiecare faptă a noastră pozitivă o începem cu acel Doamne ajută, făcând o cruce mare și ne însemnându-ne, dăm mărturie că aparținem unei biserici mântuitoare și în al doilea rând aparținem unui popor care are o tradiție, are niște valori, are o spiritualitate și o cultură, cum rar sunt popoarele în lumea de pretutindeni. Mulțumim cadrelor didactice și profesorilor noștri, care iată primesc din nou în mâinile lor această plămadă tânără a generației care se ridică pentru a forma generațiile următoare ale neamului, ale bisericii. E bine, vă felicităm și sperăm ca anul acesta să fie un an al mântuirii. Dacă în anul care a trecut nu ați dobândit ceea ce ați dorit să dobândiți în numele lui Dumnezeu, ei bine, faptul că ați alergat calea, cum spune Sfântul Apostol Pavel, că într-un stadion toată lumea aleargă, dar numai unul este cel care primește coroana cu una. Ei bine, dar nu înseamnă că ceilalți nu au parcurs drumul. De aceea fiecare cu valoarea lui. Și în fața lui Dumnezeu este estimată altfel această valoare. De aceea noi trebuie să parcurgem drumul, indiferent că am luat sau nu coroana. De aceea, în mod și cu totul solemn, felicităm pe Părintele Protopop, care v-a focalizat către această acțiune frumoasă, această manifestare cultural, didactică și bisericească, ca să felicităm sau să încoronăm pe cei care au luat coroana. Prin acest semn al dragostei și a recunoștinței noastre față de aceștia, arătăm că și pe ceilalți iubim și așteptăm de fiecare dată să le punem pe umeri sau pe după gâtul lor, după grumazul lor, acea coroană a biruinței. De aceea, acum la început de an, vă binecuvântăm. Dorim ca Dumnezeu să reverse harul Său cel mântuitor, cel milostiv, cel sfințitor, cel inspirativ, ca să continuați treaptă cu treaptă să sorbiți copiilor din bagajul sau din traisa educatorilor voștri ce este bun, ce este frumos, ce este ziditor, ce este constructiv. De aceea, în numele Preasfintele Născătoare de Dumnezeu, în numele Sfinților Protectori ai Neamului Românesc, în numele Îngerilor noștri, îi mulțumim lui Dumnezeu și cu ei împreună ne rugăm ca Dumnezeu să dea pace în lume, să dea înțelepciune didascărilor și învățătorilor noștri, să dea putere din puterea Lui celor care se preocupă de bunul mers al școlilor, al comunităților, al instituțiilor și Dumnezeu să-i inspire să găsească posibilitățile materiale și spirituale pentru ca aceste instituții să vă acompanieze către scopul și finalitatea propusă. E bine, acum cu mare dragoste întâmpinăm pe cei care au fost desemnați să primească aceste medalii și cine nu vrea să primească o medalie. Dar în orice caz, prin aceștia binecuvântăm și pe toți ceilalți care iubesc frumusețea casei lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu pentru toate și mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Amin. Sărut mâna înălpreasăția voastră, vă mulțumim. Acum o să rog copilașii, elevii care își vor auzi numele, să vină aici pe scenă, și anume Balan Ștefania Alexandra, de la clasa a 5-a, școala gimnazială George Enescu. Urmează Burlacu Diana Maria, de la aceeași școală. Dăscălașu Daria Mădălina. Iene Paul Dimitrie. Hagiu Maria Ioana, Ichim Alexia Paula, Manea Darius Andrei, Moței Iza Maria, Petecuța Alexia Maria, Petecuță Maia Ioana, Vascan Alexia, Zota Elena Alexia, Marian Ștefania, toate de la clasa a 5-a de la școala gimnazială George Enescu Moinești, Mireanu Ștefania Maria, Lazarovici Șerban Alexandru, Filip Andrei Robert,
Necula Anca Diana, Soare Edvin, Soare Eduard, Ardeleanu Andrei, Capătă Briana Maria, Cucu Matei, Cucu Andrei, Belciu Tudor Cristian, am început acum cu școala Ștefan Lucian, Fodor Rareș Costin, Mariș Nectaria, Maxim Eduard Nicolas, Florea Andrei, Niculescu Maria Diana, Stoica Simina Georgiana, Catană Andreea Alexandra, Coșa Daria Ștefania, Neacșu Codrin, Rață Alexia Elena, Turcu Maria Anastasia, Lupu Răzvan Gabriel, Dona Eliza Maria, Maxim Mario Andrei, Opincă Ana Maria, Săftoiu Ciprian Constantin, Toderiță Teodor, aceștia sunt elevii clasei a 8-a și a 7-a de la școala gimnazială Ștefan Lucian Moinești. De la școala gimnazială Alexandru Sever, Frățilă Paula, Murariu Raluca Gabriela, Dima Teodor, Juncu Ioana, Popa Gina Elena de la școala gimnazială Tristan Țara, Juncu Ioana, Popa Gina Elena, Pruteanu Oana, Petcu Victor Octavian, Enea Maria Ioana, Mihalache Alupei Antonia Elena, Cucu Mirabela Evelin, Crâncăială Eduard, Dârlău Andrei, Luca Justina, Luca Justin Laurențiu, Marian Marin Constantin, Nistor George Vlad, Nistor Maria Alexandra, Popa Daria Elena și Popa Cristina Lorena, elevii școlii gimnaziale Ștefan cel Mare din Zemeș. Apoi, școala gimnazială Măgirești, Enea Ștefan, Bârgăoanu Cosmina, Albert Ana. Apoi de la Ardeoani, Atenăsoaie Robert, Pleșcău Alex Constantin, Purcaru Georgiana, Arion Vasile Daniel, Colăcel Alexandru Ștefan și Paraschiv Sabina Larisa. Apoi de la Solonț, elevii Lăcătușu Daniel, Codreanu Denisa Gabriela, Marian Anastasia Delia, Barna Elena și Fulga Eduard. Și mai avem doi olimpici, și anume Gerasim Cătălina și Trifan Maria. Da. Felicităm câțiva dintre acești profesori și începem cu doamna profesor Cazan Adriana, director al liceului Spiru Haret din Moinești, dacă este, vă rugăm să poftească aici. De asemenea, domnul profesor Ivan Stelian, sunt aici. Păi, dar de ce? Cine este? Domnul profesor Purcaru, directorul liceului, școlii Tristan Țara.
Și acum o să rugăm în alt preasfințitul să mergem în rândul elevilor pentru a face o fotografie de grup cu toți cei care au primit binecuvântarea sa și au primit aceste diplome, dar cu toți copiii.